Terenurile extravilane din municipiul Zalău sunt din ce în ce mai căutate de sălășeni și nu numai, în primul rând, datorită prețurilor scăzute față de anii 2007 sau 2008. Mai multe amănunte are colegul meu, Adrian Lungu. Terenurile extravilane, situate în imediată vecinătatea municipiului Zalău, au devenit din ce în ce mai căutate, nu doar de către locuitorii ai orașului de la Poalele Meseșului, ci în general de către sălăjeni, inclusiv de către români care au venit din județele învecinate pentru a munci la companiile multinaționale, pentru că pot avea parte de o priveliște extraordinară aici deasupra municipiului Zalău. Veți vedea imediat, îl voi ruga pe colegul meu să surprindă câteva imagini panoramice cu orașul. Aceste terenuri au început să se scumpească, iar asta după ce s-a constatat că au un preț foarte redus, tocmai pentru că sunt situate în extravilan. Același lucru se întâmplă în comunele mari de această dată, nu vorbim de cele mici, unde din păcate terenurile sunt vândute la prețuri foarte, foarte mici. Vorbim de comune ca, spre exemplu, Crazna, Meseșenii de Jos, Crișeni, o comună extrem, extrem de căutată, unde prețurile sunt foarte mari la aceste terenuri. Iar asta tocmai pentru că se încearcă extinderea terenurilor intravilane pentru a le da doritorilor posibilitatea de a construi nu doar case de vacanțe, cum este cazul aici deasupra municipiului Zalău, ci pentru, pur și simplu pentru a-și construi case de locuit sau pentru a-și dezvolta mici afaceri, inclusiv ferme, în domeniul agricol.